Teoria generală a dreptului este disciplina științifică și didactică care studiază dreptul în ansamblul său, formulând conceptele, categoriile, principiile și noțiunile de bază ale dreptului. Pentru a avea o imagine clară a disciplinei teoria generală a dreptului, va trebui încă de la început să facem distincțiile ce se impun privitor la conceptul de drept. Termenul de drept poate fi înțeles în sens filosofic, redând ideea de echitate, justețe și în sens juridic, urmând a deosebi aici dreptul obiectiv de dreptul subiectiv. Conceptul de drept are de fapt trei accepțiuni și anume, drept obiectiv, drept subiectiv și de știința dreptului. Prin drept obiectiv înțelegem totalitatea normelor de conduită impuse indivizilor, colectivităților în cadrul vieții sociale, în anumite condiții și la nevoie, chiar prin forța de constrângere a statului. Pe scurt, dreptul obiectiv a mai fost definit ca fiind totalitatea normelor juridice sau ca ansamblul normelor conduită. Asupra acestei accepțiuni a conceptului de drept, vom reveni într-o altă parte a cursului. Prin drept subiectiv se înțelege îndrituirea, prerogativa, facultatea, posibilitatea subiecților participanți la un raport juridic concret de a pretinde ceva celorlalți subiecți participanți. Deci sensul de drept subiectiv desemnează posibilitatea recunoscută unei persoane de a pretinde să îi se dea ceva, să îi se execute o prestație sau să obțină de la un alt subiect conduita de abținere de la o anume activitate. Reiese că dreptul, ca prerogativa unei persoane, este atributul acesteia de a fi titularul sau subiectul acelui drept. De aici și denumirea de drept subiectiv al titularului sau al subiectului. Exemplu de drepturi subiective sunt dreptul la pensie, dreptul la nume, dreptul la concediu, dreptul de proprietate etică. Drepturile subiective decurg din dreptul obiectiv. Acesta din urmă exprimă faptul că normele de conduită, normele juridice, dreptul obiectiv, sunt independente de subiectele raporturilor juridice concrete. Sensul cel mai răspândit al conceptului de drept este cel de drept obiectiv și de aceea ori de câte ori se folosește expresia drept fără vreun alt atribut, se înțelege dreptul în sensul său de obiectiv. Acest drept este menit a reglementa viața indivizilor grupați în societate. Al treilea sens al termenului de drept este cel de știință a dreptului și aceasta are ca obiect de cercetare normele, raporturile juridice, izvoarele dreptului precum și tehnica elaborării, aplicarea și respectarea dreptului. Teoria generală a dreptului nu se raportează la o singură ramură, ci esențializează și extrage ceea ce este comun tuturor ramurilor sistemului de drept. Ea elaborează instrumentele esențializate cu care dreptul este gândit. Conceptele de izvor de drept, normă juridică, raport juridic, răspunderea juridică, etică aprofundate la această disciplină, vor fi studiate cu particularitățile lor specifice la fiecare ramură de drept. Normă de dreptul familiei, de dreptul muncii sau izvor al dreptului civil, penal ori raport juridic de drept procesual penal, civil etică, sau răspunderea penală, disciplinară și AMD. Are un caracter fundamentat, iar în absența conceptelor, categoriilor, noțiunilor studiate al această disciplină nu ar fi posibilă. Teoria generală a dreptului are rolul de inițiere în cunoașterea rezultatelor cercetării fenomenului juridic. 2. Obiectul de cercetare. Obiectul de cercetare specific al teoriei generale a dreptului îl constituie observarea și cercetarea fenomenului juridic, a legilor generale ale vieții juridice precum și a categoriilor și a noțiunilor universal valabile pentru știința juridică. 3. Trăsăturile teoriei generale a dreptului. Trăsăturile acestei științe juridice sunt pe de o parte comune cu ale celorlalte științe despre societate, iar pe de alta, specifice. Dintre trăsăturile comune enumerăm. Caracterul social studiază dreptul ca fenomen social. Caracterul filozofic abordează fenomenul juridic pe baza unei anumite concepții despre lume și viață. Caracterul deschis, permeabil la cercetările noi efectuate de celelalte științe. Trăsăturile proprii ale acestei discipline și care o plasează în rândul științelor juridice sunt următoarele. Caracterul juridic cercetează dreptul în ansamblul și în legătură cu condițiile care îi determină esența, conținutul, structura și formele exterioare de manifestare. Caracterul general formulează categorii juridice valabile pentru întregul sistem de drept. Caracterul introductiv este punctul de plecare pentru studiul celorlalte științe juridic, este alfabetul acestora. Caracterul interdisciplinar juridic
se află la confluența tuturor ramurilor de drept de unde extrage și esențializează conceptele, noțiunile, principiile etică. Teoria generală a dreptului a fost apreciată ca fiind nu doar o știință care operează cu concepte, teorii, principii și legități, dar și ca o artă în măsura în care a pretins organului de aplicare a dreptului. Juristului, judecător, procuror, pe lângă cunoștințe și talent și măiestrie în a sesiza, a cerceta și a aplica corect în sensul și spiritul legii, litera acesteia. Concluzionând, putem constata că teoria generală a dreptului poate fi științifică și generală în măsura în care reușește să facă abstracție de particularitățile fiecărei ramuri de drept, cât și de particularitățile naționale ale dreptului fiecărui stat. 4. Importanța studierii teoria generală a dreptului. Scopul său este acela de a îmbogăți și amplifica cunoașterea fenomenului juridic, iar necesitatea studierii ei este dictată nu doar de considerente teoretice, cât și de cerințe practice. S-a afirmat că într-o epocă suprareglementată, cum este cea pe care o trăim, apare necesar să ne amintim că pentru un jurist este mai bine să aibă un cap bine făcut decât un cap plin de oarece. Memoria umană poate să joace feste, ea poate fi înlocuită de calculator și nu înseamnă nimic fără o concepție generală despre drept, fără un raționament și fără o metodă adecvată. Teoria generală a dreptului este tocmai acea construcție intelectuală corect organizată și care poate explica diversele sisteme juridice care poate construi și aplica dreptul. Ea stimulează gândirea, fapt ce este preferabil acumulării mecanice de cunoștințe. Deși este o perioadă de profunde prefaceri sociale, cu o tendință de sporire necontenită a numărului de acte normative care reglementează diverse aspecte ale vieții sociale, cu toate acestea pot apărea situații noi, neprevăzute și chiar nereglementate, acel vid legislativ într-o anumită problemă de rezolvat. După cum pot apărea și contradicții între prea numeroasele reglementări succesive. Pentru amândouă cazuri este imperios necesar ca juristul să soluționeze aceste carențe, inadvertențe prin recurgerea la principiile generale ale dreptului, la diverse metode de raționament juridic, la procedee juridice generale și consacrate. Deci s-ar putea susține la o apreciere superficială că această disciplină pe care o studiem nu ar avea aplicații practice, la o analiză mai atentă se ajunge la concluzia opusă. Astfel, cunoștințele dobândite la teoria generală a dreptului privitoare, spre exemplu, la cele referitoare la litera și spiritul legii, la metodele de interpretare a normelor juridice, la limbajul juridic ori la raționamente pot duce la soluții corecte, la calificarea justă a unei anumite stări sau fapte, la cercetarea textelor legale ori a practicii judiciare. 4. Metodele cercetării științifice. 1. Noțiuni generale. Prin metodă de cercetare înțelegem modalitatea de investigare a fenomenelor abordate în cadrul obiectului de studiu dintr-o ramură a științei. În cazul științelor despre societate, deci a celor juridice, se disting metode generale de cercetare a fenomenelor sociale și metode concrete, specifice de investigare a acestora. Prin metode de cercetare a științelor juridice desemnăm ansamblul de procedee, de mijloace tehnice folosite pentru investigarea fenomenelor juridice fără de care nu poate fi conceput studiul sau cercetarea oricărui fenomen. Teoria generală a dreptului fiind cea mai generală dintre ramurile științei juridice, are rol metodologic în sensul că, prin premisele metodologice pe care le oferă celorlalte discipline juridice, asigură unitatea metodologică a cercetării științifice în cadrul tuturor acestor discipline. Definim metodologia juridică ca fiind ansamblul normelor, principiilor, criteriilor metodologice care explică raporturile și legăturile care se stabilesc între metodele specifice de cunoaștere și cercetare a fenomenului juridic. 2. Principalele metode de cercetare în drept. Dintre metodele cercetării juridice vom studia metoda logică, istorică, comparativă sau comparatistă și sociologică. Metoda logică de cercetare juridică. Metoda logică este larg utilizată în orice demers al gândirii științifice, iar în drept, ea reprezintă o totalitate de procedee și operațiuni metodologice și gnoseologice specifice prin care se poate afla structura și dinamica componentelor sistemului juridic, precum și interrelațiile acestor componente. Metoda logică este cea mai uzitată în drept, fiind practic utilizată în orice act de gândire elementară și științifică, înrucât permite analiza fenomenului juridic, elaborarea și aplicarea dreptului, toate acestea având caracter logic.
Logica este aplicabilă așadar unei sfere largi de probleme, cum sunt definițiile legale, metodele de clasificare a conceptelor, interpretarea normelor juridice, aplicarea acestora. Făcând abstracție de ceea ce este neesențial și întâmplător în drept, uzitând logica, cercetătorul științific tinde a găsi esențialul, caracteristica, definitoriul în drept. Există o disciplină denumită logică juridică care privește în sens restrâns logica normelor juridice, iar în sens larg, are în vedere elementele constructive de argumentare juridică. Ea ajută și practicianul dreptului în opera de aplicare a normelor juridice. Metoda istorică. Evenimentele istorice, succesiunea lor, a determinat modificări și în conținutul reglementărilor juridice, de aceea metoda istorică de cercetare a dreptului este strâns legată de istoria dezvoltării sociale și permite analiza evolutivă în timp și spațiu a fenomenelor juridice, în succesiunea dezvoltărilor istorice și în contextul social-politic dat, favorizând elucidarea cauzelor și împrejurărilor care au determinat apariția, dezvoltarea sau dispariția unui tip istoric de drept sau a unei instituții juridice ori evoluția unui concept juridic. Originea și apariția statului și dreptului nu pot fi explicate decât pe baza datelor istorice. În egală măsură, metoda istorică scoate în relief permanențele dreptului, constantele acestuia, factorii de configurare ai lui, categoriile și normele juridice care și-au menținut existența pe parcursul mai multor perioade istorice. Metoda comparată sau comparatistă. Comparația se definește a fi operațiunea prin care se stabilesc și fixează elemente identice sau divergente la două fenomene analizate. Prin studiul comparat al diferitelor sisteme de drept sau instituții juridice, a normelor juridice etică, de la o țară la alta, se pot concluziona trăsăturile comune și cele specifice. Este utilizată această metodă la nivelul cercetării dreptului prin abordarea, spre exemplu, simultană a aceleiași instituții juridice sau concepții existente în același timp sau succesiv în aceeași societate, în societăți diferite sau chiar în sisteme de drept diferite. Cunoașterea dreptului altor state este un imperativ al organelor legiuitoare. În vederea efectuării unui demers comparativ, cercetătorul fenomenului juridic de analizat trebuie să țină seama de cele patru reguli ale comparației și anume. Se compară numai ce este comparabil în sensul că se va verifica dacă cele două sisteme de drept sunt sau nu aparținătoare aceluiași tip istoric de drept. Niciodată nu se face o comparație a două instituții juridice în afara contextului legal în care acestea sunt încadrate, cu alte cuvinte termenii de comparat să nu fie izolați, ci luați în considerație în conexiunilor lor reale și în contextul social, politic, economic și cultural din care fac parte. Cercetarea trebuie realizată avându-se în vedere toate izoarele de drept din sistemele comparate, ținând cont de forța juridică a izoarelor de drept, de ierarhia lor, de raporturile lor și modul în care acestea se completează unele pe altele. Termenul comparat trebuie apreciat ținând seama de sensul său inițial și de evoluția în timp a acestuia pe parcursul aplicării normei juridice. Cum este, spre exemplu, cazul termenului din codul nostru penal de avut obștesc existent în reglementarea anterioară anului 1989 și înțelesul acestuia până la modificarea textului în cel de avut public și apoi ulterior acestui moment. Metoda sociologică. Metodele sociologice sprijină cercetarea dreptului, în principal în următoarele direcții: legiferare, cercetarea cauzelor care determină încălcarea normelor juridice, stabilirea formelor extrajudiciare de influențarea conduitelor umane, poziția destinatarilor normelor juridice față de reglementările în vigoare sau în curs de elaborare, etică. În zilele noastre, cele mai multe măsuri legislative ce urmează a fi adoptate de statele democratice sunt fundamentate ținând cont și de concluziile studiilor, investigațiilor ori cercetărilor sociologice. Metoda cantitativă. Cercetarea științifică apelează din ce în ce mai mult la metodele cantitative pentru analizarea unor fenomene juridice comensurabile, cum ar fi rata fenomenului infracțional ori frecvența acestuia. Metode care permit formularea de observații și concluzii pertinente, privind cauzele ori tendințele unor fenomene juridice, precum și formularea de propuneri orientative pentru politica legislativă și judiciară. Se resimte din ce în ce mai acut și în domeniul juridic necesitatea prelucrării cu mijloace moderne de calcul a cantității considerabile de informații localizate în actele normative, utilizându-se pe scară largă ordinatoarele.
Informatica pune la dispoziție cercetătorului științific, a analistului, a organului de aplicare a dreptului, magistrat, polițist, funcționar public, bănci de date cu informații utile. Evidența cauzelor, evidența populației, evidența autorilor faptelor penale după modul de operare, după amprentele digitale, evidența practicii judiciare, a legislației etică. Ca o concluzie putem reține că metodele de cercetare ale dreptului prezentate, precum și altele asupra cărora nu am mai insistat, cum ar fi metoda experimentală, analizei structurale, sistemice și funcționale, prospective, etică, nu trebuie înțelese izolat și nici utilizate ca atare, ci în interdependență și complementaritate, cercetătorul științific procedând astfel, putând avea garanția obținerii de rezultate fructuoase, valoroase și totodată utile demersurilor sale.